Salutare dragilor din Delta Dunării. Haide să vă mai arăt cu ce ne ocupăm. Acolo e folia pentru pus pe barcă. Încălzitorul ăsta pentru cort sau pentru barcă sau pentru ce vreți să-l folosiți, da? L-am pus afară. Șanțurile de sub cort s-au ramificat, arată ca două cruci, așa ca să fie încălzirea mai mare. Acum uscăm cortul care l-am strâns dimineață, pe care l-am strâns dimineață fiind ud. Am băgat asta, câte grade bagă ăsta mai aici? E foarte cald. Cel puțin 50 de grade. Buteliile astea, o să discutăm noi despre ele, Camping Gaz, luate de la Decathlon. Școara gazul de acolo, vedeți? Nu știu ce specificații au ele, în cât timp fierbe o oală, un litru, nu știu ce. Cert este că se răcesc foarte repede, fără să dai la maxim. Deci cu focul la jumătate, cu gazul, se aburesc imediat, da? Și nu mai fac treabă. Noroc că George a cumpărat vreo 4, 5 și le schimbăm pe rând. Și zic aici, băieții ăștia care ni le-au vândut, domne, să nu le puneți la temperatură de cât zice, mă, de peste 40 de grade? Noi trebuie să ne încălzim, că n-avem cu ce să ne facem mâncarea. Acum am zis primii oameni, primii români care au plecat în cosmos fără rachete, erau unii care sudau la o mașină plină cu butelii. Noi suntem primii români din Delta. Da, noi o să fim primii din Delta care plecăm în lună fără rachetă. Asta e, frate, atât s-a putut, n-ai ce să faci, trebuie să și mănânci. Bun, sunt bagajele, este cortul. Haideți să... Astea să știți că nu-s de la noi. Vi le arăt, o să le strângem. O să ziceți că sunt. Nu, au mai stat alții pe aici. N-are sens. Fiecare și astea. Uite, lucruri vechi. E o mare ceață aici. Dacă vedeți, ia, uita, se văd particulele de apă. Aici avem... Mai îmi spui și mie ce flori sunt astea? Deci zice el că ar crede că este mărgăritar. Dar cu ce crede el și cu ce... Nu știu, dar sunt foarte frumoase. Sunt ca niște clopoței, uite, și pictate. Zici că sunt pictate de om. Și miros frumos, nu vreau să rup din ele. Da, sunt o minunăție. Uite-le. Da, deci... Ce poate să facă natura asta? Mai în spate v-am arătat ce poate să facă omul, mizeria. Suntem pe un canal. Acum, n-aș vrea să vă divulg pe ce canal suntem și pe unde stăm. Pentru că sunt ultimile locuri sălbatice, practic. Și n-are rost să le facem publice. Dacă e vreun iubitor de așa ceva, de natură, de sălbăticie, stăm de vorbă. Uitați și canalul. O să și pescuim. Momentan gătim. Haideți să vă arăt și barca. Deci, e foarte mare mizerie pentru că azi noapte ne-a plouat. Am stat numai prin noroaie. Ăla tot de acolo e gunoi pe care îl vom strânge. George se ocupă, este maestru bucătar în seara asta și în general. Astăzi am oprit la prânz vreo 3 avați și acum tot 3. Se prăjim, ne-au plăcut. Ne-au plăcut mult cum au ieșit la prânz. Aici e bucătăria noastră, să zic așa. O țuiculiță, mai încolo râmele, viermușii, aparatură, motorul ăsta electric. Și despre barca asta o să discut eu cu voi mai multe despre... Ce laudă lumea minunățile astea, motoarele astea bune de ancorat. Ăsta e un Mincota de 55 de LBS, dacă nu greșesc. Sonarul e și el un Helix 8 destul de bun. Nu ne pricepem foarte bine la ele, că e prima ieșire și no, învățăm, dar ne descurcăm. Suntem băieți deștepți. Cu bărcuța ne-am deplasat prin toate locurile pe care ni le-am dorit. Am și dormit în ea, dacă observați,
aici în spate unde stă George, am pus parte de bagaje, la înălțimea unde stă el cu șezutul, da? Undeva ne-am întins până la prima dungă neagră, adică cam așa, cum arată el. Și saltea a ajuns pe aici. Exact, saltea a fost, dar am dormit foarte bine. Și în față am pus-o până unde începe, unde e ochietul ăla de la Savage Gear, unde e gâul, da? Până acolo am pus salteaua, folia. Folia este un compromis, nu am avut timp să-i facem o husă, să-i facem o husă. Asta nu e barcă de făcut cabinată sau mai știu ce, este o barcă pentru doi pescari de spinning. Deci noi suntem pescari de spinning și în timpul liber, bineînțeles cât am stat în Delta astea 7-8 zile până acum, pe lansetele de spinning am pus și monturile pentru staționar și am prins foarte bine și la staționar. Chiar aseară am stat la somn, am luat ciortan, caraz n-am luat, erau mici la palmă, nu puteai să-i prăjești. Uite, deci ai schimbat-o iar, uite. Uite butelie, hal de butelie, deci nu se vede, uite, aici se vede. Deci efectiv e aburită. Cu asta sigur ajungem în cosmos. Pe ce planetă ajungem? Da, și scade. Cu două din astea, unde ajungem? S-ar putea să ajungem pe orbită. Pe orbită? Da, ca ăla, primul român care a băut must și după aia a băut sana. Și a trecut pe lângă stația spațială, nu, sau ce? Nu, mai fie a bătut un pic la geam, la ăștia, la stația spațială, să întrebe dacă au niște chiloți noi. Deci a fost destul de civilizat, da. Da, omul civilizat, da. Da, dragilor, deci o să vă povestesc dacă sunteți interesați și de motor ce poate, cât poate, și de încălzitorul ăsta, sunt supărat pe el. Este Vevor, de 5 kW. El a avut niște recomandări bunicele, dar nu e chiar așa. O să vă spun eu și despre setări și despre consum. Una este consumul de motorină, da? El are un rezervor de 5 litri, din care se folosesc doar 4, că al 5-lea ne-a oprit azi noapte, că nu mai trăgea pompa, deci e sorbul sus. În fine, trebuie să vedem. A văzut George că nu mai ajunge și îmi trage și l-a înclinat. Și a mai luat și litrul ăla. Pe lângă asta are o mare problemă. El consumă foarte multă energie electrică, mai ales la pornire. Deci din baterie de 55, baterie bună, adică, la pornire ți-o face praf. Deci trebuie să... Am avut 1000 de amperi pe ea și seara, fără consumator, și dimineața ne-am trezit cu 68 de amperi sau 86. Deci criminal. Acum pornim, când îl pornim cu... Că el pornește, nu știu încă principiul, n-am stat să-l citesc, nu m-a interesat. O să-l văd. Ca un fel de motor diesel, adică pornește greu, probabil până încălzește motorina, până o comprimă, mă gândesc, trebuie să o comprime, să-i... Să hurie, să dea scântei, scotea un fum după că se restartează de mai multe ori, mai ales când se dezamorsează. Și consumă, deci scade bateria de la 13V cât avea la 10V, deci vă dați seama ce poate să facă nenorocirea asta, nu știu, în fine. Avem un mare noroc că motorul ăsta, nu că l-am luat noi, așa l-am primit, să zic. Are și pornire la sfoară. Deci poate să facă bateria țândări. Oricum pornire la sfoară. Și pornește instant, sfoară, foarte ușoară. Ai tras lejer un pic de ea, da. Și a pornit. Exact. Deci are 3 pistoane. Da, în 3 pistoane, deși normal totuși sunt 3. Ăla într-un piston ce aveam noi 4, 5, 6 cai, foarte... Adică trebuie să tragi sănătos. Nu mai zic de unul mic în doi timp. Nu trebuie să tragi de mai multe, că nu pornește din prima. Bineînțeles că nu, dar asta pleacă din prima, deci e un mare avantaj. Pe parcursul zilei, nu vreau să vă țin prea mult de vorbă, pe parcursul zilei, deci acolo e o baterie de 55 de amperi. Un AGM. Mai pe față am avut un AGM tot așa de 200 de amperi. Nu glisa barca. N-ai de unde să știi la început. 68 de kilograme. Da, 68 de kilograme. Era cât un om. De exemplu, dacă era o femeie de 68 de kilograme, nu o luam cu noi.
depășea limita. Testat cu bateria, ajungea barca, prindea 18 km pe oră. Da, cu bateria. Bine. Când am scos bateria... Bine, nu doar bateria. Ah, dar mă rog. Când da. Am scos bateria și câteva chestii, deci da. 68 și încă vreo 30 de kilograme, da. Am ales cu 44 km. Da, deci am plecat fără să glisăm. Ne-am dus, ne-am plimbat un pic pe Litkov, după care am stat și ne-am gândit la rece că eram destul de supărat și am zis, dom'le, ia du-te tu înapoi singur, vezi dacă glisezi, mai dă din ele jos, am mai dat din ele jos din bagaje câte una câte alta, a început să gliseze el, zic, gata, te duci înapoi la mașină unde am lăsat-o la parcare acolo, dăm din ele și bateria și alea și alea și rămânem cu una. Acum, de ce vreau noi două baterii? Păi pentru motorul ăsta. Motorul ăsta... Dacă o să înțelegeți și exact ce consumare, în sarcină maximă, maximă 50 de amperi. Ei se recomandă să și să aibă o 50 de amperi pe oră. Să aibă siguranță de 50 sau de 60. Cred că de 60. Acum, da, depinde fiecare la ce îl folosește. Nu? Cât îl folosești. Noi dăm la spinning, avem niște locuri în care ne dorim să ne ancorăm, nu pe șenal așa, pe canale să ne ducă pilotul automat să ne ducă pe un traseu sau pe lângă mal, în fine. Putem să mergem cu el. Am făcut-o, adică. Și în timp ce motorul merge. Deci ăsta e un mare avantaj. Dacă bateria noastră se duce, motorul ăsta are încărcare, are alternator. Câți amperi are? Cine? Motorul. Motorul 14 amperi. 14 amperi. O buterie, da. Prima care ți-am dat. Da. Băi, sincer să spun, asta e mai... Amândouă sunt, dar una e mai rece, să știi. Asta e mai caldă. Deci după toate calculele pe care le făcusem, noi am zis, măi, în caz de rămânem fără curent, sau vrem să mergem cu motorul electric, ținem termicul deschis. Da, e un consum de benzină, asta e. Bun. Indiferent pentru orice, îl pornim și lăsăm pornit. Și cu asta basta. Am constatat că nu e necesar, pentru că în timp ce mergem și, nu știu, facem pe zi, să zic, 30, 40, 50 de kilometri, cât avem chef, atât cât facem, se... Uite ce ai de capul meu. Nu, da? Nu. Nu pot să o pun chiar așa, că sărim n-ai de n-aia. Așa, deci cât funcționează motorul termic? Al de 14 amperi. Nu bagă nici el 14 amperi alternatorul ăla și la relanti și e discutabil asta. Avem un tester. Un tester luat o chinezărie, să zic. Pentru baterie care ți arată exact starea bateriei, starea de încărcare, amperajul, nu știu ce. Și am verificat din timp în timp. Atât cât am consumat cu motorul electric, seara... termicul ni ne-a adus bateria la 100%. Cu o baterie de 55 AGM. Nu sunt din alea cu ion, cu de milioane, da? Asta e o baterie de 1000 de lei, aia era de cât era, 1500-1800. 1500 baterie de, apropo că se vinde. Deci doar am testat-o, am venit de la Victoria până la Litkov și o să o dăm înapoi sau dacă o vrea cineva să o cumpere. E, deci, vreo, cât ai zis? 15 milioane jumate, da, pe ea are 200, bateria e ok. Numai asta că... e vreo 12. Da, ai 12, care e de 55. Dar dacă s-a demonstrat că am făcut treabă cu ea, plus că nenorocirea asta de aici, hiterul ăsta, el nu va mai vedea Delta decât poate la toamnă, nu știu, noiembrie, decembrie dacă venim. Și acum primăvara când e mai răcoare, că noi altfel la cort la peste 10 grade dormim fără căldură, nu avem nevoie. Și atunci nu va mai consuma nici ăsta curent noaptea, că ăsta consumă noaptea. Merge toată noaptea. Mai ales, atenție, deci el are termostat, dacă îl lași afară, bagă ca nebunul, da? Că termostatul de afară vede ce e afară. Nu ai o setare, n-am găsit-o noi, mă rog, poate că n-am găsit-o. Nu putem să-l folosim pe termostat aici, că ar trebui să-l băgăm înăuntru, adică cel puțin partea din față, unde are modulul ăla, display-ul. Ca să bagi aia acolo, e discutabil să nu se atingă toba care frige, vă dați seama.
sau să intre gazele în cort. Am preferat să punem afară. Asta e, consumăm mai mult. Consumăm undeva la 2 litri pe noapte. Ca să vă dați seama. Un șmecher care are o cabinată, cum ar fi un prieten de-al nostru, na, el consumă 200 de mililitri pe noapte, că dai se pornește și se oprește ăsta, asta vreau să vă spun, de nu știu câte ori. Și atunci zicea el că dintr-o baterie de 150 de amperi, pe care o avea el, undeva la între 10 și 20% îi consumă. Din cauza că, deci el se oprește, chipurile să facă economie de motorină. Dar pe partea cealaltă ți omoară bateria. Dacă ți omoară bateria, tu trebuie să o încarci cu benzină. Deci e, cum să mai, vă spun, e cu dus și întors. Una peste alta. Noi am găsit un echilibru perfect. Merge ăsta toată noaptea ca nebunul. Încălzește și natura, n-avem ce face. Asta e, încălzirea globală. Ne încălzim cortul, e cald înăuntru. Ne rămâne și bateria suficient cât să o încarce asta peste zi. Și asta e. Deci rămânem cu bateria de 55 sau dacă nu, poate o punem pe aia de 200 în locul ei. Dar ce e important? Și asta știm de când ne-am născut și am devenit pescar și barca G. Barca trebuie să fie cât mai ușoară ca să poată să gliseze. Acum depinde de fiecare ce nevoie are. La crab, la asta trebuie să cari lăzi, cutii și mai departe. Noi la spinning cărăm minimul necesar, deci haine de schimb, trusele care sunt slăbuțe, deci nu avem truse. Uite, geanta aia care se vede acolo e geanta mea totală de spinning. Pe lângă ea mai am o cutie ca o fel de caserolă din aia, acolo se vede cu mânerul roz, în care sunt chestii de spinning, adică niște cârlige de staționar, niște cârlige, niște plute, niște clopoței, tot ce înseamnă staționar. Leg două cârlige cu nylon, cu monofilament, le-am pus pagrafa de la lansat de spinning și aia e. Momeală ne luăm, porumb, râme, viermuși, câte o cutiuță din fiecare. Așa, deci în afară de haine, aparatura care înseamnă câte un rucsăcel din ăsta la din, care se vede acolo în stânga, unul eu, unul el, înseamnă aparat, fotocamere, la baterie de rezervă, să powerbank, drone și așa mai departe, GoPro-ului, și mâncare. Am ajuns acum la concluzia că va trebui să luăm mai puțină mâncare. Înainte făceam aprovizionare din Lidl. Și luam, că zici, lasă-mă, câte conserve? Ia 6, ia 10. Ia, deși vedem cât mâncăm și cât ducem înapoi. E, s-a dovedit că de acum trebuie să fim mult mai atenți cu greutățile. Asta însemnând conservă, e băutură, nu că luăm alcool. Să zic că a luat el câteva 6 cutii de bere sau sticle și nu le-am dus înapoi la mașină. Sucuri de la doză energizante, ce mai bea el, care sunt grele. Apa. Eu o să vă arăt. Eu am un filtru de apă și noi îl folosim. Nu recomand nimănui să folosească. Eu am un stomac foarte bun, o decantez, pot să iau din Dunăre direct, e o chinezăraie și ăsta e, nu știu, am dat în jur de 100 de lei, ceva de gen. Și iese instant, dacă iau o sticlă de 5 litri, da, bine, eu nu iau din Dunăre, zic așa, aș putea să o iau. O iau dintr-un lac unde e limpede, o las la decantat, o trec prin filtru și ca să fiu și mai ferit de toate chestiile, le folosesc la ceai. Deci prefer să-mi fac ceai cu ea și să beau ceai decât să o beau nefiartă și rece. Chiar și ceai, dacă îl fac rece, știu că e apa fiartă, am omorât din bacterii pe majoritatea și e ok. Deci, pe scurt, despre asta e vorba. Deci astea-s bagajele, deci cortul, vedeți, cu saltea. Uite alea două de acolo, să-ți mai dau una? Da. Deci aici sunt saci de dormit care i-am scos din... din ăștia, din rucsaci. Ăștia, un rucsac al meu, unuia lui, în care avem haine, salteaua, saci de dormit, că ia-ți mai voluminos și înghem-o tot 5 și băgăm și pe acolo. Asta e aparatura lui, rucsacul cu aparatură. Ăla e rucsacul meu cu aparatură. Eu am o gentuță din asta de pescuit. Și el... De fapt, asta a lui e de pescuit. Și are și el una mai mică de aparatură.
Asta e în general bagajul, dar trebuie micșura. Deci ca să glisezi cu barca, noi mergem și încet, nu-i problemă, că mult timp mergem și fotografiem. De exemplu, acum nu știu cât șacale am reușit să vedem, să-i filmăm. Fel de chestii. Enoți am filmat, pisici sălbatice, toate nebunile astea, broaște, țestoase, acum sunt ritualuri de împerechiere, sunt fel de lucruri interesante. De exemplu, acum, până să ajungem aici, am dat niște cuiburi de cormorani, foarte lucruri interesante. Și nu trebuie neapărat să glisăm, dar când ai nevoie trebuie să glisezi, altfel te stropește barca. Deci te stropește și nu e ok. Iar ca să poți glisa, trebuie să întâi să faci niște teste, funcție de barcă, de motor și apoi de greutate și de așezare, cum le așezi în barcă. Noi, dacă e prima ieșire, n-am avut de unde să le știm, ne-am asumat. Dom'le, ieșim, vedem, facem, dregem. Am corectat, acum suntem ok, ați auzit, am mers cu 44 de km pe oră, cu tot ce avem, minimul ăsta, adică ne ajunge, în general, ce avem în barcă, mâncare, băutură, ne ajunge pentru 3 zile cel puțin, apă găsim să bem, v-am zis, mâncare, uite peștele cum e și dacă nu avem și nu vrem cratiță și uleiuri și alte chestii și făină, îl facem pe mal la foc la jar și scăpăm de toate chestiile astea. Deci la vară vom fi mult mai ușurei, vom dormi aici sus în barcă într-un cort de pânză care ne va feri doar de insecte și alte tărătoare care nu ne plac, mai ales că unde dormim sunt lipitori și alte alea, broaște, șerpi care urcă și ăștia pe barcă. Nu ne va trebui căldură, va fi mult mai bine. Deci, dragilor, despre asta e vorba, despre delta Dunării, despre prieteni care merg în delta Dunării, se bucură în fiecare noapte de sunetul naturii, bine, când oprim hiterul ăsta, că sunt broaște, că sunt păsări, că sunt alte animale, șacalii, și încercăm să facem și o mâncărică, o prăjeală și un borș din ce prindem, să ne bucurăm. Da, că mă întrebați și ce am prins, deci e vorba de partida din aprilie, sfârșit de martie, început de aprilie din 2024. Haideți să vă spun numai astăzi. Astăzi e o zi, una din ele. Astăzi am avut 4 partide extraordinare. Ne-am trezit dimineață pe un canal cu avat. Trăgea până știre, deci ploua, am dat până când ne-am săturat că deja era târziu și trebuia să plecăm, am plecat. Încă mai trăgeau? Încă mai trăgeau, da, încă trăgeau, nu e nicio glumă. După care am început să intrăm în lacuri și canale după știuci. Am ajuns într-un cănăluș, într-un canal, unde am dat de știuci. Acum, erau între 1 kg și 2 kg. El a prins una de 2 kg, o să vă pun și filmările. Cred că era peste 2 kg. Zic eu, din estimare așa corectă, cam 2 jumate. Nu a scăpat-o, am prins-o, i-a tăiat firul, pentru că în același timp prinsese și eu una la kg. Nu știu dacă avea chiar kilogram. Eu am avut strună, el n-a vrut. Am întrebat, măi, strună, domne, nu vreau. Bine. E, și aia bine și nu i-a tăiat niciuna, dar aia a tăiat. A intrat în bureană și a lui și a mea, să vedeți pe filmare, una lângă alta. A mea a fost mai ușoară de scos, a scos-o că era mai aproape. Ailaltă, când a scos-o, a sărit un pic și a prins firul și a... Da. Dar pe ansamblu am luat împreună pe cănălușul ăla, nu știu câte știuci. Nu oprim știucă noi, de fel, n-am oprit. Deci ăștia stavați, v-am zis. Și am plecat tot așa de frica timpului, da? Să reușim să traversăm lacuri și să mergem spre mare. După care am prins o altă partidă de avat pe brațul Sfântul Gheorghe. Ei bine, asta a fost... A pus capac zeci și zeci, să nu zic sute, că exagerez. Dar nu știu câte 10 de avate am luat eu și câte el.
Deci și aici e filmat totul. Vă dați seama că la un moment dat am pus muște ca să... Da, așa că n-aveam ce face. Și luai câte doi. La două muște luai câte doi. Luai el doi, eu doi. Deci luai patru odată. Dacă aveau 700-800 de grame, vă dați seama. I-am oprit doar pe ăștia. Am plecat să ne căutăm loc de cazare, de noptat. Și ne-am întors. Încă 40 de minute, în același loc, iar am făcut o partidă memorabilă, deci a patra. Patru partide pe lângă, că noi am mers și am oprit peste tot, și la, și la Avat, și la... știu că și la tot ce se putea, da? Bineînțeles că e prohibiție la biban și la asta, dar am mai luat și biban, că na, n-ai ce să faci nimeni, dar le-am dat drumul, oricum nu-i problemă. Am dat la toate speciile. Unde ne-am oprit mai mult, am pus și staționarul. Mult ciortan, toată lumea se vaită, unii se văitau și că îi luau. Am auzit și discuții între unii și alții, n-are rost să spun mai mult. În fine, treaba lor, nu-i problema mea, sunt autorități să rezolve problemele astea. Dacă cineva ia pește subdimensionat, dacă cineva vinde sau îl dă la localnic sau nu știu, or fi combinații, or fi... Nu-i treaba noastră. Nu am eliberat tot ciortanul, deși aș fi pus la prăjeală vreo 2-3, dar am zis să n-avem probleme. Și a fost pe ansamblu foarte bine, zicem noi. Da. Dragilor, cam asta este despre delta asta din aprilie. Care se apropie de sfârșit, dar avem multe amintiri și multe filmulețe. Când o să ajung acasă, o să le pun inclusiv pe ăsta. Vine prohibiția și ne punem pe discuții, că na, nu se mai avem ce pescui decât la scumbie. Bun, dragilor. Seară bună. Seară bună. La revedere.